Tocmai am terminat o intervenție alături de echipa mea de SWAT la această pușcărie mirobolantă și după cum vedeți avem armă din dotare astăzi pentru că vom avea nevoie de ea. Nu mai stăm noi la discuții cu pistol și taser și mai știu eu ce. Nu, astăzi scoatem arma din dotare. După cum vedeți avem 3 parteneri de nădejde aici care ne vor ajuta astăzi în misiune. Avem mașina noastră corespunzătoare, partenerul ca și voi aici în mașină. Un Ford neinscripționat care bineînțeles are tot ce-i trebuie și ce nu-i trebuie. O mașină elegantă dacă mă întreb pe mine. Mama are și gratii pe spate, acum văd numai. Ok, oprim astea, nu avem nevoie de ele momentan. Mă, unde fuge ăla? Ce-o văzut, mă? A văzut un coyot, nu știu ce-o văzut. Bun, trebuie să ieșim momentan de aici pentru că mergem spre Los Santos. Ideea este că nu avem paznic. Ce faci că nu ai paznic să-ți deschidă bariera? Ei bine, am învățat o schemă. Te apropii frumos de barieră. Tu nu atingi un picuț. Perfect. Un picuț, un picuț. Stai așa. Bun. Uite mă, tu nu vrei să ridice. Bă, gata mă, gata. Ideea e că bariera are un senzor care mai dă și rateuri, după cum vedeți. Și dacă vede că cineva o forțează, se ridică singură ca să nu fie ruptă. Destul de logic. Ideea e că mai dă rateuri, aproape că am rupt-o acolo. Dar, până la urmă, am reușit să ieșim corect. Până la urmă, nu-i problema mea că nu au paznic, nu? Ideea e că acum ne îndreptăm spre Los Santos pentru că acolo o să acționăm astăzi în mare parte. Bine, probabil că... Ce faci, frate? Așa întorci tu? Doamne, iartă-mă! Probabil că o să acționăm prin Los Santos, deși nu numai. Cine știe pe unde o să primim niște apeluri, mama, animale, pe mijlocul drumului. Viața la țară, tata, am prins pe ăsta în față, mare poluare, ce face? Mamă, mă intoxică de tot. Nu știe să ia curba. Ok, o să-l depășesc pe ăsta puțin mai ilegal pentru că eu sunt cu SWAT-ul și îmi permit. Nu cred că are nimeni tupeu să comenteze la 4 băieți de la SWAT într-o mașină neagră și uriașă. Până la urmă despre ce discutăm aici. Astăzi vom acționa la niște apeluri din astea mult mai periculoase, să le zic așa, mai agresive, mai cum vreți voi să le spuneți. Pentru că, ați văzut, avem arma pe care, din păcate, va trebui să o folosim. Acum când am fost la pușcărie aici, nu am folosit arma din fericire, tot a mers conform planului, nu am avut victime, dar vă garantez că astăzi va urma să facem ceva ce nu va fi tocmai plăcut pentru noi. Viața de SWAT este extrem de grea, atât am să vă zic. Ne îndreptăm încet încet către Los Santos și vă mai explic eu pe drum. A, da, apropo, bă, sper că strângem și noi măcar 2000 de ligheane la episodul ăsta sau aibă 2541 de ligheane, serios, acum... Am văzut că toată lumea, bă, dar toată lumea zicea în comentarii, Ovițane, vrem viață de SWAT, Ovițane, du-te cu SWAT-ul. Și în sfârșit, v-am luat comentariile în considerare, sigur că da, ideea e că nu-i chiar atât de ușor precum pare, e destul de complicată viața de SWAT până la urmă. Dar uite că avem și episodul până la urmă, mă îndrept încet încet către Los Santos și aștept în orice secundă un apel. Și nu pot să cred că deja avem apelul care este în ce direcție, ok, trebuie să ne continuăm drumul spre autostradă, mă gândeam că trebuie să ieșim pe acolo sau ceva. Văd că este activitate care implică niște ganguri care se împușcă, ceea ce nu-i deloc bine. Asta înseamnă că va trebui să ripostăm cu armele din dotare. Nu-mi place, dar suntem nevoiți, nu avem ce face pur și simplu. Din câte am înțeles, ar trebui să mai existe niște echipe de SWAT la locul faptei acolo, care deja posibil să se lupte cu ei, nu știu, tocmai de aia trebuie să ne grăbim cât de mult putem. Cred că știu despre ce e vorba. O să ne ducem în cel mai rău famat cartier din Los Santos și o să ne împușchem cu ăia până o să eliberăm zona. Un moment trist pentru ei, aș putea spune. Acum, sincer, eu sper să nu... Opa, 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 doamne, ce face mă ăla, mă? Stai așa că trebuie să pornim girofarul ăsta mai periculos un pic pentru intersecții. Sper să nu-mi pierd niciun camarad. În rest, de ceilalți nu-mi pasă. Asta e viața de SWAT. Trebuie să-ți asumi că o să împuști mulți dubioși la viața ta. V-am zis că ajungem într-un cartier din ăla rău famat. Văd că traficul e ok, nu pot să zic că avem neapărat probleme. Și aici undeva pe stânga deja am impresia că se întâmplă ceva foarte nasol. Până acum n-am lovit nicio mașină, dar nu-i departe. L-am dădea flash-uri. Voi realizați că l-am dădea mie flash-uri? Și ajungem aici, deja se vede cum se împușcă toată lumea pe aici. Ce se întâmplă, bă? Să vină tot lagul din lumea, mamă, ce se împușcă ăștia? Stai așa, colegi, haideți repede la acțiune. Mamă, 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 sper să nu pierdem colegi în toată bătaia asta. Deci aparent membrii din Balas s-au decis că ar fi o idee bună să se lupte cu SWAT-ul și cu poliția din Los Santos. Nu știu de ce, sincer. Văd că au și mașini blindate sau ceva de genul, sincer. Hai că de mașinile lor mai îmi pasă în momentul ăsta. Bă, cred că ar fi ok să chemăm deja niște medici. Mamă, deja avem colegi jos. Nu pot să cred, colegi la pământ. Ce acolo era o cutie? Stai așa că nu-mi dau seama cu cine se împușcă ăștia. E unul aici, în spate, ce se întâmplă? Da, mă, uite, e unul acolo. Îl distrug, îl distrug. Bun, l-am prins și pe ăla.
Mamă, mamă, mă bag fără frică. Până acum nu cred că mi-am luat niciun glonț, sper. Și cred că suntem gata în momentul ăsta. La fix un nimerit de a-mi chema și ambulanță. Mamă, ce-i aici? Deci de ce credeți voi că au ales cei de la Bala să se lupte cu SWAT-ul? Explicați-mi puțin și mie, bă. Asta e o zi din viața unui SWAT. Să înțelegeți și voi despre ce e vorba. Nu-i deloc ușor. Din păcate am văzut... Mamă, ce arme aveau! Ok, trebuie să culegem armele pe cât posibil. Să nu lăsăm cumva să se... Să rămână pe aici pierdute, să le ia altcineva. Ia, se aude muzică în casa aia. Niciun stres n-au băieții, că afară se moare pe capete. Bun, a venit și ambulanța. Hai să vedem câți colegi am pierdut până acum. Sau poate n-am pierdut cu puțin noroc. Bun, deja îl ajută pe colegul, asta e foarte bine. Ceilalți băieți deja pleacă. Ok, zi te rog că supraviețuie. Și cam atâta. Am reușit să pierdem doar un coleg. Bine, mă, care, din păcate, da, chiar este pierdut. Nu a mai putut fi salvat. Bun, în momentul de față va trebui să chemăm și medicii legii. Stai așa că nu aici. Un moment destul de trist, sincer. Stai așa, bun. Bun, chemăm medicii legiști, nu prea mai avem ce să facem în momentul ăsta. Din păcate, el este colegul pe care l-am pierdut în toată altercația asta. Bun, vreau să-mi iau și un pic mașina de aici, să deblochez un pic zona asta, măcar să plece colegii, că știi și voi bine că colegii, partenerii în general, nu prea le au cu șofatul. Bun, las mașina aici, că văd că nu știu să dea cu spatele, cred că bă, asta e problema lor. Și hai să... Mă, ăsta ce-i cu el? Ce-i mă cu ăsta pe aici? Ia stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic, stai un pic în momentul ăsta. Stai mâinile sus, mâinile sus. Bun, ești arestat în momentul ăsta, pe burtă te rog. Haide, pe burtă cu tine. Vreau să te văd pe burtă. Mă, ce-i cu ăsta? Aveți idee ce s-a întâmplat cu el? Văd că lasă urme de sânge pe ei sau eu... Da, cred că eu am lăsat urmele astea, sincer. Ok, o să-l arestez pe băiatul ăsta, nu știu exact care e faza cu el. De unde a apărut și o de ce să fugă pe aici? Ia stai tu puțin aici să vedem, dispecerat. Ia ziceți-mi puțin, cine e domnul ăsta de aici de față? Ia că prea. Fugea el pe... E încă unul. Mă, ăștia salvat și fug, mă. Stai că nu prea înțeleg. Ăsta de unde a apărut? Ia stai un pic, stai un pic, stai un pic. Stai, mâinile sus. Mâinile sus în momentul ăsta pe burtă. Pune-te pe burtă, vreau să te văd pe burtă. Nu pot să cred că s-o decis să fugă și ăsta. Mă, ce-i cu ăștia-s membrii Bala 100%, nici nu stăm la discuții. Bun, am arestat doi băieți. Vreau să-l verificăm neapărat și pe ăsta acum. Bun, hai să vedem, dispecerat, o verificare și aici. Văd că mai supraviețuiesc cu unii aparent. Bun, ideea e că trebuie să-i verificăm pe toți, să știm cu cine avem de vorbă. I-am încătușat pe ăștia doi. Și uite-l și pe ăsta. Stai că tu nu pleci acasă, stai mâinile sus în momentul ăsta. Bun, stai așa că nu-i chiar așa. Vei fi arestat în momentul ăsta, așa, perfect, vă că știe ce se întâmplă aici. Bun, tu vei fi arestat în momentul ăsta. Și vă că toți pleacă, mă, băieții, stai așa că nu plecați voi. Dar cum credeți voi că puteți să plecați? Bun, stai așa, stai. Nu, nu pot să cred. Nu pot să cred că o decis să facă asta, băiatul ăsta, Doamne. Stai așa, mai vrea cineva să atace cumva? Bun, în momentul de față avem nevoie de un echipaj care se ocupe de ei. Hai să vedem. Opa, cineva trage iarăși. Nu pot să cred. Stai așa, ce face și băiatul ăsta cu camion? Ah, ok, nu l-a tupit celălalt cu camionul. Stai așa, că se trage. Ok, de acolo se trage către noi. Ok, momentan este bine. Bun, hai să vedem. Avem pe ăștia arestați pe aici. Stai așa, în cine se trage iară, mă? A, uite-l pe ăla, la pământ trage după ei. Doamne! Mă, ce se întâmplă, bă? Ok, bun. Trebuie să cer un transport pentru fiecare dintre ei, pentru că nu-i ok. Trebuie să eliberăm efectiv zona. Bun. Haide, vreau transport pentru el. Trebuie eliberată zona. Eu nu plec de aici până nu am eliberat zona. Bun, vreau un transport și pentru el. Să vedem câte mașini de poliție o să avem pe aici prin zona asta. Perfect. Bun. Vreau un transport și pentru el. Hai să vedem, vino și tu încoace puțin să fii și tu transportat. Mai avem pe aici un bărbat care cred că o să se ocupe totuși de el. A, uite, acum am vrut să zic că ar fi cazul să se ocupe și de partenerul nostru. Păcat, sincer, foarte mare păcat. Bicicleta asta o iau să o mut eu personal. Nici nu stau să-mi bat capul. Uite, vezi că am pus și eu un pic împușcat, dar ghice, vesta antiglonț, asta înseamnă să ai vesta antiglonț, barbașania. Bun, văd că se ocupă, au venit și transporturile. În momentul ăsta pe aici mai avem încă o grămadă. Cred că trebuie să chemăm mai mulți medici legiști în momentul ăsta, sincer. Nu cred că fac față doi oameni. Bun, în schimb mașinile astea, prima oară trebuie să le verificăm.
Stai așa, deci verificăm mașinile și după aia le ridicăm. Astea direct ridicate, nici nu stau să-mi bat capul foarte mult cu ele. Bun, stai așa, bun. Chemăm și ridicările. Deci ăsta e cartierul celor de la Balas și astea sunt mașinile lor. Bun, mai e careva care o decis să fugă? Nu cred că mai e nimeni, cel puțin din câte văd eu, care o încerca să fugă. Bun, mai e ăla pe care trebuie să-l transporte. Bun, verificăm frumos toate mașinile, am zis. Stai așa, mă. Request vehicle check. Bine, gata. Bă, mașini frumoase, n-am ce zice, pe gustul meu, dar... Ok, armele le-am luat de la ăștia. Mamă, dacă ți-s, fratele meu. Bun, cerem să ridicăm și mașina asta. Ideea e că scopul nostru principal este să ieși, eliberăm, bineînțeles, cartierul. Să ne asigurăm că nu mai prezintă un pericol pentru ceilalți cetățeni, destul de logic. Bun, verificăm și Range Rover-ul ăsta, a făcut cumva blindat și cu niște... Mamă, cu mitunată mașina asta. Ok, asta nici nu are talon, îl are expirat talonul. Bun, o ridicăm și pe asta. Perfect, mamă, ce e aici, vai de viața mea. Cred că totuși ar fi ajutat pe toată lumea dacă mutam și o mașina asta de aici. Momentan nu cred că mai e nevoie de ea. Bun, hai să mutăm puțin mașina. Bine, ci de oricum blochează cealaltă mașină de SUA, dar în fine. Bun, am adus-o aici frumos. Bă, dar nu fac față medicii legiști, să mai chemăm un picuț, despre ce discutăm? Stai așa, uite aici, să mai chemăm o tură. Mamă, mamă, ce s-a întâmplat în cartierul ăsta, bă! Despre ce discutăm? Dar cu părere de bine, suntem aproape de a elibera cartierul ăsta. Băiatul cu tău tracu, vă că nu prea știe să conducă. Mă, pe ăsta vă că nu-l ia nimeni, stai un pic. Noi am chemat un transport pentru băiatul ăsta, dar mai chem un transport. Ce panda landa să fac? Bun, hai să vedem un transport, vă rog, pentru domnul de aici de față. Mamă, dar ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Stai un pic, băiatul de la tow truck, Doamne, iartă-mă, stai că mut eu mașina asta. Doamne, ferește-mă. Nu știu care o lăsat-o pe aici, ce se mai întâmplă, mamă, teroare, bă, teroare. Nu pot să cred că iar au venit o tură care atacă, Doamne, la ce asist? Deci au mai scăpat doi și tot așa au vrut să fugă și când se arestez au început să tragă alții de la depărtare. Bun, cer repede niște întăriri SWAT, în momentul de față niște întăriri aici, că vă că vin mulți băieți să ne atace iarăși. Mamă, nu, deci nu o să eliberăm cartierul ăsta niciodată, ăsta e cartierul dominat de gangster, din păcate. Ia uite cât ți-s, mamă. Bă, sper să nu-mi omoare medicii sau oamenii de la medicina legală, Doamne! Stai că au luat un pic razna și ei, ok, ar mai fi unul pe acolo după Range Rover-ul ăla. Mamă, ce se întâmplă aici, frate? Ok, stai așa, uite-l acolo. Bun, se ascunde după mașină, mă gândesc că o fi mașina lui sau ceva. Mamă, dar ce e aici? Deci nu pot să... Uite, toți băieții de aici s-au decis că ar fi mai bine să mai atace în cotură. Doamne! Păi eu nu mai eliberez cartierul ăsta în viața mea, ritmul ăsta. Ok, trebuie să mai chemăm cel puțin o ambulanță și cel puțin o echipă de medici legiști în momentul ăsta, nu, deci teroare. Ok, băiatul cu camionul nu știu ce are de gând în momentul ăsta. Da, un pic am nasol, va trebui să ridicăm, să verificăm și să ridicăm toate mașinile, dar o să mai dureze un pic asta. Bun, aproape am eliberat-o cartierul, mai sunt doar câteva persoane decedate, de care o să se ocupe medicii normali și medicii legiști. Mamă, deci deja ai teroare în cartierul ăsta, vedeți că mai ai și câte un frame drop, aia mai pățești. Bun, totul este ca la început în momentul de față, sper că nu mai avem probleme. Bun, hai să vedem care sunt colegii noștri, să ne chemăm și colegii, uite că au rezolvat și ăștia. Ok, imediat se eliberează complet zona asta, așa că facem și accident aici. Mamă, dar s-a creat un lag în zona asta, vedeți? E cam teroare când ești cu SWAT-ul, dar aie. Bun, în momentul de față vreau să scap și eu din zona asta, că uitați-vă numai ce frame drop-uri avem. Deci, teroare, ăsta e cuvântul când ești cu SWAT-ul, mai pe românește. Am primit deja un nou apel în care este suspect un laborator de substanțe interzise. Ok, avem un cod 2 dacă nu mă înșel eu, dar nu, stați așa că mergem cât de repede putem. Pentru că din ce am înțeles deja sunt prezente câteva echipe acolo și au nevoie de ajutorul nostru. Pentru că după cum bine știți suntem cei mai buni din SWAT, suntem practic capii SWAT-ului aș putea spune. În loc de capii mafiei, capii SWAT-ului, bă. Noi suntem cei mai importanți de acolo din SWAT, deci automat au nevoie de noi. Problema este că laboratorul ăsta zice că s-ar afla undeva foarte departe de oraș, așa că va trebui să ieșim din oraș în momentul ăsta și avem destul de mult de mers pe autostradă, dar asta e viața, frate, SWAT-ul intervine absolut pe oriunde. Nu mai avem mult și ajungem, acum ieșim de pe autostradă, mașini oprite efectiv în mijlocul drumului, bă, să nu procedați ca ăștia, dacă vezi o mașină de poliție, mai ales ceva intervenție din asta mai agresivă, așa gen SWAT-ul, ferește-te, frate, nu te opri în mijlocul drumului. Sau în cazul lui
ăluia cu camionul nu s-a oprit deloc, nu a făcut nimic, în fine. Bun, deci aici, normal, cred că o să discutăm și cu niște șerifi, dar oricum avem deja echipaje de SWAT la locul faptei. Deși sunt șanse să nu fie nimic, dar nu cred. Eu nu cred că se înșeală SWAT-ul și toate astea, sincer să fiu. Bun, acum ajungem și noi, uite, deja avem mașinile aici și tot ce vrei și ce nu vrei mai pe românește. Bun, hai să vedem despre ce este vorba. Trebuie să vorbesc cu supervisorul în momentul ăsta. Bun, hai jos băieții să vedem despre ce e vorba. Ia uite acolo și șerif. Mamă, dar de ce au adus mașina aia, bă? Ce fac, mă, băieții cu Ferrari-ul ăla? Bun, hai să vedem, dumneavoastră sunteți supervisorul aici? Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat. We have a gang. Mamă, deci că este un gang undeva aici localizat. Deci au localizat pe băieții, 100% treaba. Trebuie să intrăm în casă și să-i eliminăm, nu pot să cred. Ok, bun. Ok, deci suspecții s-ar putea să fugă, să avem mare grijă, de asta suntem atât de mulți pe aici. Bun, gata. Deci suntem gata să facem o nefăcută, bă. Să mergem peste ei, acum să-i eliminăm efectiv. Bun, deci din ce am înțeles este momentul să ne ducem peste ei. Ar trebui să vină și colegii să ne ajute. Hai să vedem, parteneri, urcați aici în mașină, da, bun. S-au dus și ei cu mașina sau nici nu mai știu cine e în mașina aia. Bun, ideea e că trebuie să mergem după el, din câte am înțeles eu de la comandantul SWAT, care îmi se duce în direcția asta. Nici o problemă. Oare să oprim girofarul? Nu, nu o să oprești. Adică luminile numai. O să le țin totuși pornite să fie treaba. Bun, și aici să înțeleg că este schema. Ok, stai așa că nu-i de joacă. Nu-i de joacă, deci ne-a lăsat aici. Ok, mamă, Doamne iartă-mă, două și cu băieții de la SWAT. Bun, și trebuie să mergem prin spate, să înțeleg. Trebuie să intrăm în clădire și să-i eliminăm pe ăștia. Dar ăștia văd că deja vor să fugă din clădirea asta. A, păi deja fug, mă, băieții, stai un pic, că nu înțeleg. Trebuie să-i eliminăm pe ăștia, așa, am primit ordine, înseamnă că asta trebuie să facem, nu? Mamă, dar stai că-i teroare, bă, ce se întâmplă? Fugim după ei pe aici. Mă, totuși să nu-i eliminăm, mă. Eu am tras după ei, dar văd că s-au ridicat, înseamnă că nu i-am nimerit foarte bine. Hai, totuși, dacă nu au arme la ei, să încercăm să-i imobilizăm în momentul ăsta. Mamă, ce se întâmplă? Doamne, cât ies în toate direcțiile. Ok. Nu cred că mai e cazul. Cred că s-au descurcat băieții acolo. Se descurcă și ceilalți. Și eu trebuie să mă mai descurc, uite, cu ăsta. Ok, nu mai contează, cred că. Cred că l-au cam eliminat. Mamă, gata, că l-ați eliminat, bă. Mamă, dar cam cruz, sincer, băieții de la SWAT, n-am ce să zic. Bun, ar mai fi unul aici pe care sigur o să-l prindă tot așa când ajung eu acolo. Cum se face că îl prind băieții tot când ajung eu la el? Ia uite. Mama, aici e o femeie, stai un pic, care-i faza? Bun. Mâine sus! Mama, am dat pe... Mama, i-a dat un pumn în cap! Nu pot să cred că i-a dat mare pumn în cap. Bă, cum acționează, mă, băieții de la SWAT? Eu nu înțeleg, eu sunt mai începător la SWAT. E că văd ceva aici, ce se întâmplă? Mă, se ascunde careva în căpița asta, că nu înțeleg. Da, nu știu ce se întâmplă aici. Ia uite, vezi? Ba nu. Ok. Deci ceva s-a întâmplat, s-au decis să dea pumn în cap, băieții mei. Ne întoarcem la mașină și vedem, am eliminat tot, am descoperit ăsta, acolo, laboratorul de substanțe. Ce s-a întâmplat până la urmă? Deci din câte văd am rezolvat tot, erau efectiv câțiva oameni care nici măcar nu erau înarmați și totuși am primit ordine să-i eliminăm. Sincer, mie asta mi se pare un pic cam abuz, bine că nu am eliminat eu personal pe nimeni. Aici e doar un magazin în care nu vă se întâmple prea multe, deci... O mai fost până la urmă și alarmă falsă sau care-i faza? Bine, ăia clar erau ceva oameni ilegali pentru că au fugit efectiv. Foarte dubios. Dar totuși nu înțeleg exact ce-a fost aici. Deci eu zic că băieții de la SWAT au cam abuzat în momentul ăsta și au cam bătut joc. Atâta pot să zic. Ne-am bătut capul să venim până aici degeaba. Colegii, veniți voi aici că... Nu știu, ceilalți colegi eu zic că sunt cam așa cu așa. Efectiv, nu știu povestea, ei știau povestea, noi am venit să-i ajutăm. I-am ajutat cât am putut. Aia, acum cred că nu ne rămâne decât să ne cărăm. Dar stai, că mai avem un coleg pe aici. Hai și tu, colegule, ce-i făcut, ai rămas în urmă. Bun, momentan, cred că am terminat și cu cazul ăsta, lejer de toamnă. Mama, dar chiar că nu facem față, nici n-am intrat bine în oraș și deja avem un nou apel. Deci apare... Mama, exact aici, la intrare în oraș, nu pot să cred. Deci avem un apel legat de... Ok, în mașina aia verde se află oameni înarmați care tocmai au tras după noi. Bun, în momentul de față cred că ne descurcăm singurei, sincer. Bun, ia uite cum trag, ia uite, gata, cred că am rezolvat-o. Câți ori fi în mașina aia?
Ok, trebuie să ne asigurăm că totuși nu mai sunt și alți oameni. Bă, sper că nu am pușcat pe nimeni. Nu, cineva a luat o razna pe aici, s-o fi speriat. Bun, urcați băieți, cred că i-am rezolvat pe băieți. Stai așa să ne asigurăm totuși. Bine că avem totuși mașina asta cât de că blindată. Hai, mamă, a luat o razna traficul. Bine că nu ne ocupăm azi de trafic, că era nasol rău. Bun, deci da, i-am rezolvat pe toți din fericire, aș putea spune. Într-o mașină verde, nu știu ce făceau, dar erau înarmați aparent cu arme de-astea nasoale rău de tot. Și au tras după noi fără nici cel mai mic motiv. I-am distrus pe toți trei instant. Bun, în momentul de față vom chema medicii legiști, nici nu mai îmi bat capul efectiv. Mașina... Nu știu unde a dispărut mașina, sincer să vă zic, dar am chemat medicii legiști. Așteptăm să vedem că se eliberează zona... Mamă, deci... Nu, trebuie să mut mașina în momentul ăsta, trebuie să mut mașina, că aparent... Nu știu ce se întâmplă cu traficul, frate! Am rezolvat până la urmă și cu ea și deja avem următorul apel cu cineva... Mamă, cod 3, ok, trebuie să ne grăbim foarte... Foarte grăbiți, aș putea să spun. Cineva care a intrat pe proprietate privată, din câte înțeleg, mă gândesc că este înarmat sau ceva din moment ce a fost chemat SWAT-ul. Chiar scurio ce se poate întâmpla atât de grav. Sperăm că nu o să mai folosim arma, pentru că deja am folosit o grămadă astăzi, e destul de periculos, sincer. V-am zis, nu e chiar joacă de copil la SWAT. Ca polițist mai oprești pe cineva în trafic, mai una alta, dar când ești la SWAT, e altă treabă. Hai să vedem totuși cam cât de departe. Mamă, vezi că avem ceva de mers. Mă, din câte văd, avem probleme pe aeroport, deci cred că de asta a fost chemat SWAT-ul. Nu e efectiv o casă sau ceva de genul ăla. Nu, nu, nu. Stai așa că acum intrăm imediat la aeroport aici. Stai așa că e mai greu cu traficul. Lumea în continuare nu prea dă prioritate când vede o mașină de genul ăsta neinscripționată. Ar trebui, sincer, să inscripționăm și noi mașina asta, că nu se mai poate. Bun, acum ajungem și rugați-vă împreună cu mine să nu tragă cineva după noi. Atâta le trebuie. Hai să vedem că stare curios și eu. Ce se poate întâmpla? Bun, am ajuns la locul faptei și momentan nu văd nimic ieșit din comun. Stai așa. Ok. Am dărâmat un pic bariera. Hai să vorbim cu ăstea, cu securitatea. Bună ziua, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Ok, ci că este cineva care a trecut în aeroport. Ok, nicio problemă. Bun, deci trebuie să întrebăm noi. Hai că mergem să vedem despre cine este vorba. Bun, urcați băieți să vedem despre cine e vorba. Hai să vedem, mă, n-am idee, nu înțeleg, deși a fost nevoie de SWAT pentru așa ceva. Bun, noi o să... Ce faci, mă, frate, urcă și tu aici. Noi o să mergem acum pe aeroport să vedem despre ce este vorba. Bun, perfect. Bariera nu mi-ar fi deschis-o, dar asta mi-a deschis-o instant, nicio problemă. Bun, și văd că avem pe cineva aici mai în față. Nu știu, aici cred că trebuie să mergem, stai așa să verificăm un picuț. Ok, ce s-a întâmplat, mă, aici? Stai un pic, despre ăsta e vorba, mă. Stai așa că nu prea înțeleg. Ce-i cu domnul ăsta și de ce e nevoie de SWAT pentru... A, e un martor. Bună ziua. Ok, ci că am primit raporturi pentru un bărbat dubios. Așa, nu a văzut nimic, mulțumesc. Pe ce-i, mă, cu ăsta? Ok, lăsă-mă în pace dacă este doar un martor până la urmă, nu? Nu avem noi treabă cu el. Bun, mai avem câțiva suspecți pe aici pe aeroport. Am văzut că ați vrea să facem foarte mulți oameni și episoade în care suntem securitate pe aeroport. Și o să facem și asta, bineînțeles, doar că toate la timpul lor. Am citit și eu comentariile. Hai să vedem, undeva pe aici ar fi cineva iarăși. Tot un martor, să înțeleg. Bun, ăsta ar mai fi un martor. Hai să vedem ce-o văzut ăsta. Ălalalt... Bă, dar încă nu înțeleg ce era cu ălalalt. Bună ziua, domnule, spuneți-mi ce s-a întâmplat. Și că ce vreau. Nu că ce vreau, tu nu mai pe mine așa. Ați observat cumva ceva ieșit din comun pe aici pe aeroport? Și că nu, lasă-mă în pace, lucrez acum. Mamă, mamă, dacă eram polițist normal acum, aici îl interogam puțin pe ăsta. Hai sus, băieții. Aparent nici ăsta nu știe nimic. Mă, nu înțeleg, deci... Au primit apeluri, probabil din cauza că aeroportul ăsta mult prea mare, nu se descurcă, efectiv... Nu poți să-ți dai seama tu de la pază ce s-a întâmplat în capătul celălalt al aeroportului. Stai că putem lua pe aici aparent. Adevărul e că nu prea știu nicio drumul pe aeroportul ăsta, dar uite că ne facem noi loc încetuți. Cum putem și noi. Și ar mai fi pe aici un martor. Mamă, zic că e pe partea asta. Ok, cred că el e. Dacă nu, chiar el e omul dubios. Ia să vedem ce se întâmplă. Mi se pare mie să ai în chiloți. Sau are pantalon scurs, nu-mi dau seama. Bună ziua! Ați văzut ceva suspicios în zonă în ultima vreme? Ok, am văzut un om
care pretinde că, că lucrează aici, dar nu l-am mai văzut niciodată. Și știi în ce direcție s-a dus? Ok, hai să vedem. Bun, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Aparent am rezolvat-o, ăsta au văzut ceva. Dar de ce stă în pantaloni aia scurți pe aeroport, frate, sau chilos, ce-or fi? Bun, deci ăsta ne-a dat o pistă, un indiciu. Hai să vedem dacă și găsim despre cine este vorba. Trebuie să ne uităm un pic pe hartă. Și este... Mamă, mamă, dar vezi că e departe, rău de tot. Nici nu știu exact cum ajungem pe acolo, frate meleu. Ok, o să fie un pic mai complicat pentru că nu am fost foarte des pe aeroportul ăsta, credeți-mă. Pe aici pot să o iau? Da, aparent pot să o iau, mulțumesc. Până la urmă, eu sunt de la SWAT, eu pot să o iau pe absolut oriunde vreau, atâta timp cât nu încurc avioanele sau ceva. Hai totul să încerc să nu merg chiar pe pistă. Uite, hai, de fapt nu prea am pe unde să o iau, sincer. Ne asigurăm totuși că nu sunt avioane, avem până la urmă și girofarul pornit. Hai, că nu cred că e atât de grav. Deci aici la hangarele astea ar trebui să fie suspectul. Și în continuare nu știu exact, deci este nevoie de 4 oameni de la SWAT pentru așa ceva. Nu putea poliția normală să rezolve chestia asta până la urmă? Bun, hai că am ajuns pe aici, nu am încurcat niciun avion din fericire. Și undeva pe aici, prin spate, ar trebui să mă bag. Uite, pe aici cred că e perfect. Hai că ne descurcăm până la urmă și pe aeroportul ăsta, mă, dar până când? Și pe aici ar trebui să fie cineva. Hai să vedem. Ce face, mă, bărbatul ăsta aici? Ce are în mână, mă? Ce stai, ce încearcă să facă? Stai așa că l-amenințăm. Mâinile sus! Mâinile sus! Nu pot să cred. Ok, nu vreau să-l omorâm pe ăsta momentan. Sincer, îți curăț ce făcea acolo. Ok. L-au rezolvat băieții. Haide, arestați-l voi, băieții. Ce încerca să facă, mă? Da, stare curios ce încerca ăsta să facă. Hai să-l aresteze un pic băieții. Perfect, s-o pus pe burtă. Și care o fi mașina lui? Trebuie să verificăm un pic mașinile astea, că am impresia că o fi venit el cu mașina, nu fi venit pe jos. Bun, să vorbim un pic cu domnul de față. Din nou, nu prea înțeleg de ce era nevoie chiar de SWAT, dar asta este, bun. Hai să vedem cu cine avem onoarea. De data asta nu mai vorbim cu el ca și cu un om normal. Stai, m-am zis, cu cine avem onoarea? Dispecerat, alo! Ok, dispeceratul nu mă bagă în seamă momentan. În cazul de față, vreau să-l controlăm, să vedem ce avea la el. Ia, ce fac, mă, băieții? Au venit și băieții acum, a? Bravo, mă, ați venit și voi un pic cam târziu, nu credeți? Hai, că până la urmă las pe mâna voastră atunci. Mă, stai, care o grămadă de chestii. Bun, nicio problemă, las pe mâna polițiștilor. Vreau totuși să verific mașinile. Deci Marcus Mortel îl cheamă pe el. Vreau să verificăm un pic care e mașina lui și după aia îl predăm la ăștia la alți. Bun, nu e aia. Nu fie nici asta, au venit pe jos, nu știu ce să zic. Hai să vedem. Nu-i mă nici asta. Nu știu cum a apterizat ăsta pe aeroport, sincer. În momentul destul de dubios. Dar o să-i rog pe colegii de la poliție să se ocupe de ei. Bun, nu mai am eu niciun stres. Noi am venit, l-am încătușat. Cred că e suficient. Aici nu cred că o apucat să facă nimic din fericire. Nu a apucat să deschidă panoul ăsta. Asta e bine. Deci am ajuns la timp util până la urmă. Colegii, urcați și voi. Ce-mi place mașina aia, Maro. Uite-l pe ăsta. Ce faci, mă, aici? Mă, vezi, mă, de treaba ta nu veni aici. Că aici avem SWAT-ul, mă, în intervenție, mă. Doamne, bun, se ocupă polițiștii? Bun, acum îl transportă deja polițaii. Perfect, nicio problemă. Acolo e o parcare și totuși el cum o ajuns aici? Nu, deci vreau neapărat să vorbesc un pic cu paznicul ăla, să-l întreb un pic de vorbă bună. Ce căuta omul ăsta pe aici? De ce ne irosește nouă timpul așa? Ia că am ajuns aici, oare mai e paznicul sau sal? Bun, deci de data asta mi-o deschis aici, bariera mi-o deschide sau... Ia să vedem. Stai așa, poate... Am înțeles. Da, se întâmplă lucruri. Nu mai e mai aici paznicul, mă. Fițar norocul că nu știu ce făceam din ele. Luam acum la răspundere un pic să vedem care e faza cu el. De mi-ocupă mie timpul degeaba la SWAT, mă. Bun, am rezolvat și cu cazul ăsta, așa că ne punem aici în locul ăsta de taxi. Nu și noi o mică pauză că deja am obosit și așteptăm următorul caz. Mă, n-am mai avut niciun caz până acum, dar m-am gândit la ceva mai interesant. Cum ar fi să tragem pe dreapta o mașină în trafic? Și m-am gândit exact la G-clasul ăsta, pentru că, nu știu de ce, mi se pare mie potrivit, seamănă așa un pic cu mașina noastră. Îl tragem un pic pe dreapta pe ăsta să vedem ce reacție are când se dau jos 4 bărbălăi mascați la el. Bun, hai să vedem, bun. Trage pe dreapta, trage pe dreapta. Ce facem? Deja s-o panica, nu înțeleg. Stai așa că deja s-o panica rău de tot. Chiar îți curăț ce o să facă.
Dacă are ceva probleme, chiar o să-i dăm amenzi sau mai știu eu ce, pentru că am posibilitatea să fac chestia asta, bineînțeles. Bun, hai să vedem. 4 bărbălăi. Bine, de fapt sunt 3 bărbălăi și o domniță, dar aia e, bun. Bună ziua, domnule, documentele la control, vă rog. Ia uite. Să vedem dacă mai au tupeu să fugă, bă. Ce ziceți? Au tupeu să fugă ăștia, mă? Bun, vreau să vedem dacă ați consumat substanțe, dacă ați consumat alcool, de fapt. Hai să vedem. Sper că nu au consumat un alcool sau ceva. Ați băut vreo bericică? Bă, aparent chiar au băut o bericică, dar se încadrează. Totuși o să primească o amendă. Mă, cât de des poți să primești o amendă de la un echipaj SWAT, să fii în serios, stimă și respect, nu? Nu cred că are toată ziua ocazia asta. Bă, până acum se descurcă binișor din câte văd eu, văd că are asigurarea expirată și nu sunt deloc de acord cu chestia asta. Hai să vedem, să explicăm treaba asta, să le întrebăm dacă știe că are asigurarea expirată. Domnule, știți cumva că aveți asigurarea expirată? Ia să vedem, bun, aici, ia. Nu are bani să o reînnoiască. Mamă, păi dar n-ai voie, mă, frate, să mergi fără asigurare, Doamne. Mă, cu cine stăm de vorbă aici, mă? Deci merge fără asigurare, că n-are bani. Ok, asta e nou, sincer, până acum n-am mai pățit așa ceva. Așa că va trebui să-i dăm niște amenzi, din păcate. Să vedem de amenzi, oare o să aibă bani. Bun, deci în primul rând, documente, conducere cu asigurare expirată. Și mai era și un pic băut, nu era foarte băut, dar era un pic băut, ceea ce nu mă încântă foarte tare. Conducere sub influența alcoolului, bun. O să-i dăm două amenzi, văd că a reacționat ok, ăsta nu a fugit sau ceva, atât ai trebuia. Deci doar imaginați-vă să fugă de un echipaj SWAT, că avem puștile la noi, nu știu cum să vă explic. Bun, aici aveți amenda, sunteți liberi din momentul ăsta, sper că o să vă faceți asigurare că nu vreți să... Să fiți din nou oprit de un echipaj SWAT. Bun, Valea, hai Valea de aici. Deci oprit, totul e ok, nimeni nu se uită după noi, totul e în regulă. Bun, colegii, puteți urca înapoi, poate totuși primim și noi un apel din ăla mai corespunzător, care să fie pentru noi, nu așa pentru oricine. Și aparent chiar am primit un apel, ok, perfect, bun. Și văd că nu e nici deloc departe de zona asta, cu un personaj intoxicat, din câte văd eu. Deci cineva care vrea să facă scandal pe stradă. Din nou, nu prea înțeleg de ce ar chema SWAT-ul pentru asta. Poate e înarmat sau ceva, rămâne să vedem acum. Alo, alo, alo. Mă greu cu prioritatea asta. Bun, și-l avem pe domnul de aici, aparent. Care e în chiloți? Zi-mi, te rog, că e în chiloți. Ok, zi-mi, te rog, că ești în chiloți și are o mască de hoț la el. Dar e îmbrăcat un pic cam suspect, dacă mă întrebați pe mine. Hai să vedem. Bună ziua, aveți cumva nevoie de ajutor sau ceva? Ci că nu sunt bine, pleacă de aici. Ok, o să te arestez în momentul ăsta dacă nu te oprești. Mă, ce-i cu chestiile astea? Cineva vinde? Ok, nu știu ce e pe acolo, dar nu pare în regulă, dar nu-i treaba mea acum. Ok, deci domnul de față nu are de gând să se oprească, să-l arestăm. Bun, în cazul de față, ridicați mâinile în momentul ăsta. Sunteți arestat? Hai să vedem despre cine este vorba aici, pe burtă în momentul ăsta. El a decis să nu vorbească cu mine. Ia, acum vorbește? Nu, mă, tot nu vorbește. Ok, nicio problemă, dacă nu dorești să vorbești, nu știu ce e cu el, e săracul, e vai de capul lui. Bun, hai să vedem. Ok. Bă, suntem într-un film? Mă, unde-s camerele? Mă, stai, ce? Ok, pentru treaba asta, cred că mai degrabă cer un transport și îmi văd de treaba mea. Colegul, fă-mi și mie un test să vedem dacă am consumat ceva, că apare, îmi văd dublu, nu știu. Nu mai văd dublu? Gata, nu mai văd dublu. Bă, mă, lași. Mă, ce am pățit? Am văzut dublu pentru o secundă, vă jur. Doamne, iartă-mă, ia. Mai putem să-i facem ceva la ăsta? Hai să vedem acum dacă a consumat el ceva. Bă, un moment destul de dubios, dacă mă întrebați pe mine. Ia, a consumat ceva nenea sau nu a consumat? Și de ce poartă masca aia? Aparent, da, a consumat cel puțin două substanțe. Bun, vreau să văd dacă are ceva la el, dar nu o să mă ating eu de el. Bă, stai, ce facem, mă? Nu pot să cred că o da să fugă. Bă, mă, lași. Serios? Aolo, nu-mi spune că cedează. Nu cedează. Ia că l-au luat băieții. Ok, dar tot vreau să vedem dacă are ceva ilegal asupra lui, bineînțeles. Dar o să fie arestat mult și bine dubiosul ăsta. Hai, arestați-l, băieții. Dar nu mă las până nu aflu dacă are ceva ilegal la el. Că tu pe mă, de unde atâta? Ok, cred că mă duc să mă culc. Avem un nou apel de la niște polițiști care au nevoie de backup, ok, în cazul de față trebuie să ne ducem cât de repede putem la ei. Bă, pentru prima oară suntem fix invers, bă, de data asta polițiștii cheamă backup, adică întăriri, și noi suntem întăririle, mai vezi așa ceva, mă?
De obicei eu sunt la cu poliția și chem întăriri, chem SWAT-ul. Și ghiște, de obicei SWAT-ul nu face prea multe dacă mă întreb pe mine, dar să sperăm că noi o să facem treaba astăzi. Acum ajungem aici să vedem ce se întâmplă cu ofițerii de au chemat ajutor. Mamă, stai, că se trage, băieții, repede! Bun, scoatem pistolul, mi-am uitat arma în mașină, nu pot să cred. Da, stai mă că n-am scos arma bună, duam. A, se descurcă băieții? Hai că se descurcă, mă, vreau arma bună, mă, GTA-ul ăsta. Ok, ăsta e culcat și celălalt? A, ăsta era celălalt. Bun, ofițer, doar tu erai? Ești în regulă? Da, aparent era singur, deci a fost la un stop din ăsta în trafic. Și aparent s-a întâmplat asta. E bine, ofițer, în cazul de față, cred că te descurci de aici. Îți mulțumesc foarte mult că ne-ai căutat și pe noi. Bă, am avut și noi de muncă azi. Hai că, da, dacă... Mamă, ce-i cu mașina asta, bă? Ok, știi ce? Se ocupă ofițerul, noi nu mai avem efectiv nicio treabă. Am venit, ne-am făcut treaba și cam atâta. Viața de SWAT e ușoară, dacă mă întreb pe mine. Hai că ușoară, dacă e... Hai, parteneri, că imediat vine alt apel. Cine știe ce se mai poate întâmpla? Mă, ăsta o pleacă, mă? Bă, de ce? Doamne, nu pot să cred, bă. Bă, dar nici polițiștii nu mai știu ce au fost, bă, frate. Serios, trebuie să mă ocup eu de ăștia. Hai că ne ocupăm, ce panda mea să facem. Bun, am chemat medicii legiști. Trebuie să verificăm un pic mașina asta, să confiscăm ce e în ea. Mașina aia, în schimb, nu știu exact. Au fost două mașini cu doi oameni diferiți? Nu cred. Nu pot să cred că nu e nimic ilegal în ea. Dar este mașina... Stai așa, mă. Mă, deci asta, mașina asta este parcată. Nu, mă, de la mașina asta i-am văzut pe ăștia. Despre ce discutăm aici, mă? Ia să chemăm noi în momentul ăsta tractorile pentru mașina asta. Și povestea la asta nu o prea știu, dar nici nu mă... Nici nu-mi pasă, sincer. Bun, vreau să căutăm în mașină să confiscăm dacă e ceva. O ridicăm și pe asta. Și ne-am făcut și noi treaba aici. Nu ține efectiv deloc de noi. Aparent în mașina asta chiar am găsit ceva, dar nicio problemă. Bun, chemăm ridicările și pentru asta, am confiscat totul frumos. Gata, colegii, bă. Polița, uite-te la el, uite-te doar la el. Nimic nu știe, frate, e degeaba. Se vede cu chema. Efectiv s-o speria, nu înțeleg ce-a făcut acolo. Mă mir că nu l-au omorât băieții. Ce pot să zic, bun. Hai sus, băiatul, că plecăm și noi. Am curățat și pe aici toată treaba. Așteptăm alt apel. Avem un nou apel cu un suspect care s-a baricadat în casă. Ok, vreau să ajungem cât de repede putem. Cred că am mai pățit nu-i așa ceva, mă, să trebuiască să scoatem cu forța pe cineva din casă. Deci mă gândesc că sunt deja la locul faptei niște polițiști, doar că bineînțeles că au nevoie de skillurile noastre incredibile de membri de SWAT. Știm noi cum să manevrăm arma, să nu uit de data asta să-mi scot arma din portbagaj, ar fi o idee. Nu a fost foarte înțelept din partea mea să mă duc în acțiune fără armă, dar aia e. Se mai întâmplă, frate, și la case mai mari să uiți, efectiv, am uitat cât să fă. Vezi că am ajuns într-un cartier de ăsta ca lumea de data asta, nu mai e cartier rău famat. Ce ați făcut, mă, băieți? Mă, bogătanii au luat o razna, mă. Mamă, dar ce avem aici? Poliție, SWAT, pompieri, salvare. Mamă, tot ce există și ce nu există avem aici. Bun, trebuie să vorbim cu supervisorul. Voi ce faceți, mă, băieți? Nu mă țineți aici degeaba? Bun, bună ziua, spuneți-mi, vă rog, ce s-a întâmplat. Ok, este un suspect în casa aia care are mandat de arestare. Ok, și mama a deschis focul asupra polițiștilor. Suspectul este încă în casă și s-a închis. Bun, perfect. Care sunt opțiunile mele? Ia să vedem. Ok, deci trebuie să negociem un pic cu suspectul, să vedem dacă vrea să iasă sau să intrăm peste el. Mă, nu știu ce să zic, cred că m-aș duce peste el mai degrabă. Voi ce ziceți că ar trebui să fac în situația asta? Da, o să mă duc efectiv peste el. Gata, atât am avut de zis. Bun, mergem peste el, dar... Bineînțeles... A, uite, se duc băieții. Nu e nicio problemă, scoți o arma, că cine știe... Totuși, nu ar fi o idee rea să-mi scot arma. Hai că... Hai de aici, din portbagajul ăsta mirobolant. Păi arăți-ne camera un pic. Bun, am scos și o arma. Și au intrat băieții peste el. Acum, hai să vedem, ne ascundem. Stai să ne ascundem și noi un pic frumos aici. Deci eu am venit numai practic să-l... Hopa, era o femeie. N-au putut să scoată o femeie din casa aia, nu pot să cred. Mă, are armă în mână? Mă, mi se pare mie sau are o armă în mână? Stai așa că nu-mi dau seama ce se întâmplă aici. Arma jos în momentul ăsta! Arma jos, ia că se ocupă ei. Ok, plecați sau vă ocupați, una din două. Are arma în mână femeia. Alo, gara! Stai așa că nu mă înțeleg cu ei. Bun, mâinile sus. Dați-vă, mă, un pic băieții de aici, să o rezolvăm pe doamna. Bun, perfect, exact ce am vrut să văd. Hai să vedem dacă putem și aresta de băieții ăștia care nu știu ce vor de la viața lor. Perfect.
Ei nu au fost în stare, mă. Bun, până la urmă se ocupă băieții de doamnă. Hai că au avut nevoie de mine. Vai de capul lor. Eu îmi văd în continuare de treaba mea cu colegii mei. Hai, puteți să plecați cu toții de aici. Cred că e suficient. Sunteți destul de mult, zic eu, să vă ocupați de o femeie. Și nu pot să cred că iară trebuie să intervenim exact în același cartier cu exact aceleași probleme. Bă, deci în dimineața asta am făcut curat în cartierul ăla. Cred că am omorât vreo 20 de oameni cel puțin. Și acum spre seară, spre după masă, se întâmplă exact același lucru. Voi vorbiți serios? Deci cam asta e viața de SWAT, o viață nu foarte ușoară, mai intră și ăștia în mine, m-am dus. Simt un deja vu, am mai fost pe strada asta odată. Ok, deja au venit întăririle, ceea ce e bine și deja se trage foarte rău pe aici. Deja să vină și lagul ăla corespunzător. Bun, scoatem arma din dotare. Hai că suntem bine de data asta și ne apucăm de tras. Deci nu pot să... Mamă, de data asta... Vezi că de data asta... Mă, tot ei, mă, tot balașii. Noi eliminăm toți balașii astăzi, nu pot să cred așa ceva. Nu există, mamă, dar mor greu, rău, ăștia se țin, au veste antiglon și ei, mă, golanii. Uită-te-le, abia. Uită-l, încă trage, trag în el cu automata și el încă trage după polițiști, nu pot să cred așa ceva. Uită-l pe ăsta, bă, vezi, ai un pic de grijă și tu. Acolo parcă am văzut ceva. Stai așa, perfect. Mamă, dar vezi că au alte mașini de data asta. Cred și eu, dacă pe alea le-am ridicat, ar fi și culmea să le aibă tot pe aceleași, nu? Bun, pe ăla cred că l-am rezolvat, mai e unul pe acolo. Bă, că ăștia trag... Mamă, ce se întâmplă, bă! Ok, cred că am terminat și aud foarte multe explozii. În momentul de față, ambulanțe! Bun, încă o ambulanță, obligatoriu. Nici nu stăm la discuții. Mamă, și avem nevoie și de o mașină de pompieri, eu acum îmi dau seama. Stai așa, că nu-i chiar așa. Bun, repede și o mașină de pompieri. Drumul e blocat, dar sper că-și fac ei drum pe acolo. Ok, deci o bubuit efectiv o mașină, bă. Ok, sper să nu mai bubui în... Mamă, cineva trage iarăși. Ăla trage sau cine trage, că nu-mi dau seama. Da, l-a rezolvat și pe ăla. Au avut din nou un Mercedes. Vezi că range-ul ăsta e negru, sigur, e tot al lor, mă. Ăsta nu l-au mai vopsit în MOV, ok. De data asta nu o să mai stau să mă ocup eu de toți ăștia, vă dați și voi seama. Deci, mamă, stai un pic că nu-i bine, bă. Stai așa, avem doi colegi pierduți aici în lupta asta, mă. Nu pot să cred. Păi stai, bă, să încercăm să-i ajutăm. Bă, nu-l călca, bă. O rupt o ușă de la mașină. Mamă, trei colegi avem pierduți în momentul ăsta. Nu-i absolut deloc bine. Pompierii până vin ia foc tot cartierul. Hai că mai vin și pompierii dacă e. Au venit cele două ambulanțe. Vă rog, nu călcați pe membrii SWAT-ului. Doamne, iartă-mă. Bun, din păcate, băiatul ăsta nu cred că a supraviețuit. M-a zis destul de grea în care deja am pierdut, nu mai știu, am pierdut parcă un membru sau ceva de genul. Și acum deja avem 3 la pământ. Și mașina de pompieri are de gând să dea peste ei sau ce are de gând? Cred că s-a și stins focul până atunci. Ba nu, încă nu s-a stins. Ia să asistăm un pic și la pompierii ăștia, să vedem ce fac. Până acum n-am mai avut probleme cu focul, sincer. Dar cred că e gata. Până au venit ei. Ha, hai că facem loc, că s-a stins pe aici treaba. Deci aparent, uite că se descurcă, mă, și pompieri, uite-i. Bă, frumos, interesant, elegant cât de cât. Și o rezistat, mă, băieții sau nu? Deci băiatul de acolo nu a rezistat. Aparent nici băiatul de aici, ceea ce e un pic cam foarte nasol. O să chemăm totuși medicii legiști. Bun. Și zi-mi, te rog, că măcar băiatul ăsta a rezistat, măcar unul, frate. Deci nu îmi place, bă, zilnic eu-s nevoit să pierd oameni în nebuniile astea. Nu e ok, sincer. Bun, a venit încă o ambulanță. Ce se întâmplă? Nici el nu a rezistat. Ba da, a rezistat ăsta, bun. Bine, mă, a rezistat măcar unul. Aia zic. Bun, mașina mea aici rămâne, ok, nicio problemă. Bă, de data asta chiar o să-i las pe colegii să se ocupe și o-mi văd de treabă. What? Hai că se ocupă dacă e bun. Trebuie să chemăm un echipaj aparent. Bun, haide un echipaj aici să vă descurcați voi cu restul. Că vă cam eliberat, nu pare să mai tragă nimeni sau ceva. Așteptăm să vină echipajul ca să putem să plecăm și noi în treaba noastră, că mi-ajunge pe ziua de ajur. Din păcate, va trebui să ne oprim aici pentru astăzi. A fost o zi destul de complicată. Sincer să fiu cu voi, mi-a luat undeva la 6 ore să filmez episodul ăsta. Pentru că modurile astea creșuiesc jocul odată la vreo 4 minute jumate și mi-e puțin cam imposibil să fiu SWAT. Dar am încercat, am făcut tot posibil. Eu zic că a ieșit un episod destul de interesant. Eu sunt tot aici cu partenerii mei. Vreau să-i mai vedeți și pe ei pentru ultima dată.
Bineînțeles că v-am zis, dacă se strâng peste 2400 de ligiane, o să mai facem astfel de episoade. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă mulțumesc chiar și partenerii mei și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!